Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim. Salutare, Brandwiseri! Sunteți cu Brandwiser Mam din nou. Am vrut să las un coleg mai nou să preia acest podcast, dar pe ultima sută s-a răgușit brusc, așa că sunteți din nou cu mine. Orice agenție care are o treabă cu online-ul trebuie să cunoască marile platforme pentru a putea ghida cel mai bine clienții în funcție de nevoile specifice. Pare cât se poate de rezonabil. Și uite cum ajungem noi astăzi să vorbim de LinkedIn, unde facem teste de zor în ultima vreme. Și e cazul să facem, pentru că, cel puțin anul acesta, LinkedIn este o platformă extrem de interesantă. Hai să vedem de ce! Înainte de asta, să mă iertați dacă o să pronunț în forme diverse, fie LinkedIn, varianta romanizată, fie LinkedIn, varianta corectă. Mi-am creat un tic cu acest nume, la fel cum era o vreme când spuneam Wi-Fi în loc de Wi-Fi, până când cineva m-a corectat că nu e deloc ok. Mi-a spus că mă amuză să spun așa și mi-a spus că tot nu e ok, așa că m-am potolit între timp. Cu LinkedIn încă nu. Deci LinkedIn sau LinkedIn este platforma profesioniștilor. Nimic nou până aici. E locul în care trebuie să fii pro și să ai un CV, respectiv profil bine pus la punct. E nișa specifică pentru business. Numai că LinkedIn a evoluat mult și de anul trecut a intrat în vizorul serios al marketerilor și a oamenilor puși pe fapte mari, adică business. Asta pentru că platforma a reușit să facă niște modificări în ton cu vremea, care sunt foarte atractive pentru ochiul avizat. În acest moment, LinkedIn este platforma de social media cea mai generoasă când vine vorba de reach-ul organic. Doar că aici vine și partea cealaltă, în sensul că sunt mulți care încă nu au realizat oportunitățile imense pe care le pot avea acolo. În ceea ce privește România, procentul este covârșitor, în jos, al celor care habar nu au că LinkedIn nu mai e ce-a fost. O să vă spun mai încolo descoperirile mele personale din testele făcute, în procente. Așa că tu, ca Brandwiser pus pe fapte, ai ocazia să te actualizezi cu datele cele mai relevante de acum în materie de LinkedIn. Consider că o trecere rapidă în revista câtorva statistici te va updata, chiar dacă poate le știai de ai uitat, cu motivele pentru care LinkedIn ar trebui să devină o platformă pe care să începi să activezi de astăzi. Sunt peste 500 de milioane de utilizatori acolo, dar nu orice fel de utilizatori. 61 de milioane dintre aceștia sunt influenceri cu rang de seniori și 40 de milioane sunt decision makers, adică cei care iau deciziile mari. 87 de milioane sunt millennials și 11 milioane dintre aceștia sunt în poziții de decizie. LinkedIn este platforma numărul 1 pentru companiile din Forbes, cum era și de așteptat. 44% sunt femei și 56% bărbați. În ceea ce privește activitatea, 260 de milioane din cei 500 se loghează lunar pe rețea și 40% dintre acești utilizatori lunari sunt activi zilnic. Asta înseamnă o cifră de 104 milioane. Ce caută aceștia este un conținut relevant pentru business-ul lor sau area de interes. Profilele cu poză primează 21 de ori mai multe vizualizări și de 36 de ori mai multe mesaje. Legat de LinkedIn ca și platformă de distribuție de conținut, acesta depășește inclusiv Twitter și vorbim la nivel global, de aceea și Twitter, că în România se folosește mai puțin. Și ca să vedem relevanța acestei distribuții pe conținut, peste 50% din traficul generat către un website de companie sau un blog vine de la LinkedIn. Lista continuă, dar din punctul meu de vedere, aceste date deja enumerate sunt covârșitoare pentru potențialul pe care această platformă oferă unui business astăzi. Și acum de la statistici trecem la puricat un pic platformă. Hai să vedem ce găsești astăzi acolo. Sunt două mari categorii de utilizatori. Cei pasivi și cei activi. Pasivii au rămas blocați în trecut și nu au realizat că platforma oferă astăzi mult mai multe posibilități decât înainte. Respectiv, sunt utilizatori care și-au făcut un profil preponderent pentru job. Adică folosesc platforma doar dacă vor să angajeze sau să se angajeze. Acești utilizatori nu se implică nimic din ce înseamnă viața pe LinkedIn, ei intră ocazional, nu dau like, share, nu postează și nici nu se uită la ce se întâmplă acolo, decât poate de câteva ori pe lună, unii chiar pe an. Adică e o maximă tristețe la ei pe profil. Sunt niște fantome. Nu prea ai niciun motiv serios să ai astfel de fantome în lista ta, doar dacă e vorba de oameni super apropiați și atunci e o alegere mai mult emoțională decât rațională. Pe de altă parte, avem utilizatorii activi. Cei care au înțeles ce se întâmplă cu platforma și care culeg roadele primilor veniți, în acest caz a primilor activați. Aceștia au un profil bine echipat, completat cu toate datele, poză relevantă la profil și cover, date relevante despre ei. Și cel mai important, vezi activitatea la ei pe feed, dacă nu zilnic, cel puțin săptămânal. Aceștia din urmă sunt cei pe care îi dorești să iai în lista ta de conexiuni. Pentru că marea formulă ce cuprinde algoritmii LinkedIn, aceștia vin cu multiple beneficii. Dar să știi că fiecare detaliu contează acolo. Adică fiind o platformă care încurajează aspectul pro, o poză cu cățelul, decolteul sau care nu are de-a face cu aspectul profesional, nu-ți aduce niciun beneficiu, nici de imagine și nici de algoritm. Da, ai ghicit, trecem la algoritm. Forța care conduce platforme, sortează, triază și decide câștigătorii și aruncă la coș pierzătorii. LinkedIn face o treabă bună cu un update periodic al acestor algoritmi, dar și mai important, a transparenței pe care o oferă legat de aceștia. Sunt articole continue de la ei prin care explică ce fac, ce teste fac, care sunt modificările. Sunt într-adevăr articole lungi, anevoioase, tehnice, dar care sprijină utilizatorii care vor să facă treaba acolo. În primul rând, marketerii și influencerii. Și pentru că tu ești un Brandwise și asculti acest podcast, reușești să te actualizezi printr-un simplu podcast cu toate noutățile de astăzi și cam ce ar trebui tu să știi ca să poți să ai beneficiile maxime din această platformă. Good for you! LinkedIn dorește să spargă preconcepția despre sine că e o platformă seacă, setată doar pe angajați și angajatori. Așa că și-a restructurat algoritmii în direcția trendului observat pe alte platforme social, doar că adaptat, după cum spuneam, pe modelul de business. Există deja voci care fac puțin scandal pe subiect și dezbat direcția luată de LinkedIn și oare cât de permisivă va deveni această platformă. Există chiar un trend anti-Facebook, chiar și aici, utilizatori care nu vor să vadă nimic similar cu cealaltă platformă, dar cu toate acestea se adaptează. Că despre ce direcție va lua LinkedIn pe termen mediu-lung încă nu e clar. Cred că și ei testează în acest moment aceste aspecte. Deci vorbim de algoritmi. Una dintre marile schimbări pe care le-au adoptat pe la sfârșitul anului trecut este să ia de la bogați și să dea la săraci. Ce înseamnă asta? Au realizat că algoritmii pe care îi aveau făceau ravagii în rândurile celor care nu sunt în top 1% și nu sunt influenceri pe platformă, adică nu aveau nicio șansă să fie văzuți de nimeni. Și totul devenise o autocrație în acest sens. Așa că după o serie de teste au luat 8% din feed-urile celor din top și i-au repartizat la toți ceilalți în funcție de mai mulți factori. Ideea este că au dat liber la șansa de a putea deveni popular și cuiva care poate are doar 500 de followers. Au realizat incorectitudinea și au adus modificări. Când vorbim de conținut, ghiși ce fel de conținut favorizează. Inclusiv, LinkedIn a preluat trendul video și plasează această formă de conținut în topul listei de sortare conținut. Acest aspect nu este menționat de ei în mod direct, dar a fost descoperit de alții care urmăresc aceste lucruri. Și, de fapt, nu ai decât să fii atent la feed-urile tale și să vezi procentul de video în primele feed-uri pentru a realiza faptul că se pune accent pe încurajarea acestei forme de conținut. Și încă prea puțini sunt cei care se folosesc de asta, așa că nu mai aștepta. De ce ai vrea să cazi în aceeași capcană în care intri în joc abia când concurența e prea mare și scade reach-ul organic atât de generos acum? Dacă ar fi să comparăm, pe LinkedIn ai posibilitatea să ai un reach echivalent cu cel de pe Facebook de acum 5-8 ani. Și după cum e de așteptat odată cu trecerea timpului și a celor care acaparează feed-ul, acest reach al tău se va diminua progresiv. Bun, hai să continuăm și mai concret în discuția despre algoritmii actuali. Există 4 nivele de procesare pentru fiecare postare. Efectul, respectiv engagementul pe care îl obțin aceste stadii, va determina reach-ul tău per ansamblu. Engagement înseamnă like, share sau comment. Și mai nou și view, de când cu video, dar nu avem aceste date actualizate încă. Prima fază include selectarea tipului de conținut. LinkedIn va sorta între text, imagine și video. Preferința este exact în ordinea invers menționată. După această primă sortare, postarea ta va fi catalogată într-una dintre aceste trei etichete. Spam, low quality, clear. Nu știu cum să traduc clear în română, așa că am lăsat exact toate termenele lor. Scopul este să ajungi în categoria clear, adică conținutul tău nu e spam, nu e low quality, nu are o calitate îndoielnică, cum s-ar spune, și poate să fie perceput ca și un feed onest. Odată ce ai ajuns acolo, LinkedIn testează conținutul tău pe un grup limitat de conexiuni din lista ta. Prima oră este critică. În funcție de implicarea acelui grup în postarea ta, LinkedIn va decide dacă îți crește reach-ul sau nu. Așa că devine relevant subiectul pe cine ai în listă. Dacă ai pasivi și neimplicați sau care nici nu au o legătură cu ceea ce faci tu, atunci șansele reușitei unei postări scad foarte mult. În ora menționată se măsoară numărul de like-uri, comment-uri și share-uri. Un like primește 1 punct, un comment 2 puncte și un share 3 puncte. În cazul în care postarea ta stârnește ceva vârf în prima oră și are un engagement care se menține continuu, ea va ajunge undeva mai sus în ierarhia LinkedIn și va fi verificată de un human, adică un om în carne și oase, ca să vezi. Și dacă editorul respectiv care evaluează postarea și reacțiile obținute decide, poate plasa sau nu postarea ta pe trending. Deci e o formă de dictatură, dar care respectă totuși niște reguli. Așa că LinkedIn are un sistem bine pus la punct după care se ghidează. Mai există și o altă cale care te ajută să ajungi tot mai bine cotat acolo. Istoricul tău lasă urme și algoritmii preiau aceste urme. Adică dacă activitatea ta e pasivă sau sporadică, tu nu ai o autoritate acolo și deși nici postările tale nu vor fi favorizate în vreun fel. Pe când dacă menții o linie constantă de angajament pe platformă, încet, încet devii tot mai remarcat. Și aici, un alt aspect caracteristic ține de frecvență. Spre diferența de alte platforme, aici nu e necesară o prezență non-stop, precum în cazul Instagram și apoi Facebook, unde poți să postezi de 10 ori pe zi că tot nu-i vei spamui sau agresa pe ceilalți, având în vedere că pentru fiecare postare va fi un număr foarte mic a celor care vor ajunge la acea postare, în mod organic mă refer. Aici sunt mulți utilizatori bine cotați și activi pe LinkedIn, dar care postează doar de 3-4 ori pe săptămână și o duc foarte bine. Desigur că o postare zilnică te ajută, dar nu este imperios necesară, mai ales în weekend când, din principiu, utilizatorii majoritari nu prea stau pe LinkedIn. Zilele bune pentru postare sunt de marți până joi, iar apoi luni și vineri. Deci ai început să postezi. E bine, dar nu ajunge. Trebuie să devii parte din comunitate. Dacă doar postezi și gata, LinkedIn te va percepe un oportunist care nu contribuie și deci creșterea ta va fi limitată din nou. Însă dacă tu te angajezi în conversații cu rețeaua ta în mod frecvent și aduci valoare prin activitatea care o desfășori, atunci ești cu un mare pas în față. Și mai concret, felul în care reacționezi tu la engagement. Dacă cineva îți dă ție 1, 2 sau 3 puncte prin interacțiunea creată la ce ai postat și tu nu răspunzi, algoritmii LinkedIn iau asta în calcul despre tine. Tu nu încurajezi discuțiile și crearea de comunități, deci dacă vei face tot așa, postările tale vor fi marcate low quality. Atenție! Cea mai bună metodă de a câștiga pe LinkedIn este să alegi nișa care te interesează și să te ții de ea. Adică fii relevant atât în ce postezi, cât și în comentarii. Nu da like, comment sau share doar pentru că. Fă pentru că te interesează, pentru că ai ce spune. Valoarea contează mult pe această platformă. Dacă te angajezi în acest network, valoarea adusă te va diferenția. Chiar între ultimele modificări de la ei se menționează faptul că LinkedIn încurajează comunitățile nișate. Asta include și hashtag-urile. E bine să urmărești hashtag-uri relevante pentru tine, deoarece feed-ul tău va ține cont de asta la următoarele logări. În plus, dacă tu postezi folosind acele hashtag-uri pe care le urmărești, relevanța postării poate crește și postarea ta ajunge mai facil la cineva din lista ta care urmărește același hashtag. Legat de hashtag-uri, cei de la LinkedIn le încurajează, dar până la maxim 3 pe postare. Există un trend interesant la unii influenceri care nu mai folosesc deloc hashtag-uri. Inclusiv Gary Vaynerchuk nu folosește de câteva săptămâni și motivul încă nu se cunoaște. Din partea LinkedIn, informațiile încă favorizează hashtag, așa că neavând ceva mai concret pe subiect, rămânem la folosirea maxim 3 pe postare și relevanța lor pentru ceea ce faci. Bun, continuăm cu avantajele acestei rețele pe care mulți pariază în acest an. Aici nu este nevoie să treacă un an sau mai multe luni ca să observi diferența. Mulți au observat o diferență semnificativă în engagement după doar o lună de prezență activă, alții după o lună și jumătate, alții după 3, dar mult mai repede față de alte platforme. Cum stă treaba în România? Foarte prost. Eu am în rețea o combinație aproximativ egală de români cu străini. Rețea construită în mai mulți ani, fără nicio strategie în spate. Hai să-ți prezint statisticile strânse din micul meu research personal. 95% din engagementul meu este cu străini. Asta pentru că nu prea am cu cine să am engagement de la noi. Oricum și eu trebuie să fac o mai bună selectare în acest sens și testele sunt abia la început. Deci, revenind la utilizatorii de la noi. Există câteva excepții pe care le urmăresc, dar nu sunt pe nișa mea și consider că nu am ce să aduc în plus în acele subiecte. Sau postările sunt de tip închis, adică nu te invită la nicio conversație. Și asta contează foarte mult, pentru că dă tonul cumva. Sau ceilalți postează doar de joburi, promovări personale, ori de business, iar majoritatea sunt pasivi. Și este absolut incredibil câte profile românești ai de căutat ca să găsești un cover picture, ceea ce din start îți spune cât de activ sunt ei pe platformă. Și am deschis profile de marketing, PR, advertising. Și tu să nu ai un cover picture pe LinkedIn, astăzi, e un fel de nonsens cu domeniul în care activezi. Cum aduni, de exemplu, informațiile din piață pentru clienții tăi? Prin teste făcute direct pe pielea lor sau indirecte? Dacă cineva lucrează în aceste domenii și vorbim de online, oare vizibilitatea ta directă, măcar la nivel de profil, credibilitatea însăși, nu ar trebui să fie una cât de cât în regulă, dacă nu impecabilă? Stai doar pe Facebook? Mi-e greu să înțeleg. Când am pornit Brandwise Media și am început să caut oameni, mi-am dat seama că mulți au titulaturi sau experiențe listate frumos, dar în practică e cu totul altceva. Pe tine, ca brandwise-er, te sfătuiesc când îți alegi astăzi profesionistul pentru orice, să te uiți după astfel de detalii. Nu e nevoie ca cineva sau o companie să fie mega populară sau să aibă X followers. Acestea sunt deja măsurători care au fost catalogate ceva de genul ego metrics. Nu sunt relevante pentru cât de bine își face compania treaba. Ad-urile și marketingul pot să nu-l vezi și acela să fie relevant pentru business-ul în cauză. Dar o companie deconectată de online, care are un comportament vizibil vechi, chiar și când vine vorba de proprie imagine, mi-e greu să cred că e extraordinară pentru clienți. Adică îți neglijezi propria curte, dar ești as în ceea ce faci. Era valabil ca și ipoteză până nu așa de mult, dar astăzi înseamnă deconectare și un semn mare de alarmă. E un semn de companie depășită sau care undeva are probleme sau că urmează să aibă probleme. Sunt semne de vulnerabilitate în orice caz și e important pentru tine ca business să iei asta în calcul. Inclusiv o companie de soft care are doar IT-ști și sunt în nișa perfectă cu foarte multă treabă. Sunt o nișă care stau în spate și nu le place să iasă în evidență. Chiar și acestea, odată cu atâtea companii care intră pe piață, printr-o astfel de vulnerabilizare constantă se pot trezi într-o zi fără clienți. Majoritatea nu au o cultură organizațională și deci nici loialitate din partea angajaților. De aici și migrația uriașă în aceste sectoare. Multe din aceste companii sunt subsidiare ale altor companii străine și care intră la noi pe piață, produc profit din primul an, dar nu au nicio identitate de brand de sine stătătoare. Și lista de ciudățenii continuă. Multe lucruri interesante se vor produce cu următoarea criză. Probabil mi-ar trebui un podcast special doar despre vulnerabilitățile companiilor de astăzi din România când vine vorba de prezența lor online. Senzația generală este: eu nu am nevoie de online, de branding, de vizibilitate. N-am eu timp să-mi creez o comunitate, să spun bună la oameni, să dezvolt povestea mea în mediul virtual. Eu o duc așa de bine că nu mai fac față la volumul de cereri și niciodată nu se va întâmpla nimic. Acel tipic normalcy bias, care este una dintre cele mai frecvente erori cognitive umane. Și când mă trezesc brusc într-o conjunctură de schimbare, încep să dau vina pe alții sau să-mi spun că am fost luat pe nepregătite. Revenind la LinkedIn și măsurătorile mele, ca un procent pe România, statistic din rețeaua mea, 15% sunt activi și fac treaba bine pe nișa lor, 20% sunt strict promoționali, 65% sunt pasivi sau sporadici. Din acești 65%, aproximativ 25% zici că nu există. Probabil intră de 2 ori pe an. Oricum, m-am încăpățânat ca de acum să selectez tot mai mulți români activi între conexiunile mele și să văd ce se întâmplă dacă mă implic în mod constant în postările care mi se potrivesc. Oare se pornesc încet încet? Va fi un test despre care am să-ți vorbesc probabil în viitor, va dura o perioadă de implementare. Și dacă vrei să te pornești ca lumea pe LinkedIn, nu-ți fie frică să mă adaugi ca și conexiune, dar scrie în invitație cuvântul podcast ca să știu de unde vii. Cristina Imre mă numesc pentru cei care mă știu doar de Brandwise Mom. Așa, comparativ, cei din străinătate din rețeaua mea stau cam așa. 70% sunt activi, 15% sunt promoționali și 15% pasivi. Bine, aceștia au fost și aleși un pic mai bine, recunosc, pe puncte de interes și premisa a fost că deja sunt oarecum activi. Ideea este că la noi LinkedIn este încă foarte prost folosit și tare mă tem că ne vom deștepta iar prea târziu. Pentru că am mai observat o treabă. Am făcut câteva teste de interacțiune cu cei puțini care sunt activi de la noi, inclusiv cei clasici cu joburi. Și am comentat, adică le-am pus acolo 3 puncte. Am mai dat și like, deci 4. Și ai noștri români dragi nu prea răspund. Unii mai dau un like, dar mulți nimic. Pe lângă faptul că își fac un deserviciu pentru că ar obține încă 3 puncte și prin comentul lor, răspuns către mine, ar arăta o latură frumoasă, umană, că știu și vor să comunice că interesează restul lumii. În schimb, dacă las un comment la un profil extern, poate fi și un public figure foarte cunoscut, am șanse mult mai mari să mi se răspundă și să mai primești și extra like-uri de la rețeaua în cauză, plus solicitări de conectare cu oameni foarte faini. Deci da, noi avem de învățat încă multe lecții, că singuri nu putem reuși niciodată nimic, că lipsa de implicare, creare de comunitate și discuții reale axate pe ceilalți nu ne va face decât să rămânem într-o bulă strâmtă din care nu ne va scoate nimeni decât noi. Deci dacă ai un business sau vrei să crești un brand personal, folosește LinkedIn și urmează acești pași. Fii activ, implicat, postează video și conținut relevant, folosește hashtag-uri corelate cu ceea ce faci tu, invită la interacțiune, continuă suficient de mult să faci asta până când vei putea obține rezultate excelente pentru brandul tău, inclusiv solicitări de la clienți. În acest an, 2019, nu cred că vreo altă platformă se va ridica la șansele oferite de LinkedIn. Așa că nu lăsa timpul să treacă. La anul ar putea fi prea târziu. Cine știe? Poate că nu, dar dacă da. Deci hai și pe LinkedIn. Pe data viitoare, Brandwise-eri! Brandwise Media. Branding online pentru vremurile în care trăim.